Horoscop săptămânal 26 octombrie 1 noiembrie 2020. Dacă sunteți gata să faceți ceva nou, cel mai bine ar fi să faceți primii pași la începutul săptămânii. Ei pot fi nesemnificativi, simbolici, dar chiar și așa vor fi importanți. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că orice treabă necesită acum mai multă prudență și atenție decât de obicei, iar unele acorduri pot fi încălcate. Va fi acesta un obstacol de netrecut pentru voi? Probabil că nu, va trebui doar un pic mai mult efort pentru a atinge obiectivul. La mijlocul săptămânii este important să vă puteți ține emoțiile sub control, să vă înfrânați impulsurile. Gândurile care par a fi geniale vor fi departe, iar deciziile care stau la suprafață se vor dovedi a fi corecte. Mai bine să nu vă grăbiți și să vă gândiți la fiecare pas. Ultimele zile ale săptămânii necesită discreție în toate. Evitați riscurile inutile, dacă este posibil. Nu fiți încăpățânați și nu credeți că persistența va depăși orice obstacol. Uneori va fi mai înțelept să renunțați, doar așteptați un set de circumstanțe mai favorabile. Berbec, cel mai probabil veți avea multe de făcut săptămâna aceasta, în cel mai larg sens al cuvântului. Va fi mult mai multă muncă și griji decât de obicei și de multe ori va fi mai dificil să obțineți rezultatele dorite decât vă așteptați. Dar nu ar trebui să renunțați sau să vă pierdeți inima. Veți fi capabil să vă atingeți toate obiectivele, să vă schimbați viața în bine și să-i sprijiniți pe oamenii care nu sunt indiferenți față de voi. Merită să acordați o atenție specială celei de-a doua jumătăți a săptămânii. Va fi neobișnuit de generoasă cu noi oportunități, dar pentru a profita de ele aveți nevoie de autodisciplină, organizare și o abordare responsabilă a afacerilor. Încercați să nu-i lăsați pe cei care s-au bazat pe voi și respectați toate promisiunile făcute înainte. Taur. Planetele vor fi de partea voastră, puteți obține multe dacă nu sunteți leneși. Principalul secret al succesului din această săptămână este alegerea celui mai important obiectiv și concentrarea asupra atingerii acestuia. Desigur, va trebui să faceți și altceva. Încercați să nu pierdeți prea mult timp pe lucruri mici sau să vă supărați dacă ceva nu merge conform planului. Mulți tauri vor avea nevoie de abilitatea de a se înțelege cu oamenii, de a găsi o abordare cu aceștia. Intuiția vă ajută adesea să înțelegeți pe ceilalți. Chiar dacă cunoscuții nu vor fi de acord cu ceva sau încearcă să vă ascundă niște informații, ghiciți totul la timp. Va exista șansa de a restabili vechile legături pe care le-ați regretat că le-ați rupt. Unii tauri vor putea face pace cu cei cu care au fost într-o ceartă. Gemeni. O săptămână foarte controversată, stresantă și interesantă. Evenimentele fie se vor dezvolta rapid, fie par să marcheze timpul. Voi, în orice caz, vă veți simți minunat, vă veți comporta exact așa cum cere situația. Uneori, plictiseala celorlalți va fi enervantă, uneori vă veți certa cu cei cu care v-ați înțeles bine, dar destul de curând toată lumea va uita de obiecții și vă recunoaște că aveți dreptate. Vor fi multe de învățat săptămâna aceasta. Vestea bună este că veți găsi rapid utilizarea atât a informațiilor pe care le învățați, cât și a noilor abilități. În plus, unii gemeni vor întâlni oameni care îi vor ajuta să urce pe scara carierei sau să reușească în afaceri, să obțină un succes remarcabil în creativitate. Rac. Săptămâna aceasta vă va ajuta să vedeți multe într-un mod nou. Este posibil să începeți să tratați în mod diferit atât evenimentele din trecutul îndepărtat, cât și cel recent. Sunt posibile unele descoperiri neașteptate, precum și întâlniri cu oameni care vă vor influența, vă vor inspira, vă vor spune cum să vă schimbați cel mai bine planurile. Rețineți, ar fi bine să nu amânați lucrurile, în special cele importante. Faceți-le chiar la începutul săptămânii, în acest caz șansele de a obține succes vor fi mai mari. Mai târziu vor apărea unele probleme interne. Este posibil să fie necesare cheltuieli neașteptate și va trebui să petreceți mai mult timp decât de obicei. Leu. Orice treabă la care ați putea avea nevoie de ajutor sau asistență ar trebui să fie planificată pentru prima jumătate a săptămânii. Va fi bună pentru comunicarea cu cei dragi și cu partenerii de afaceri. Puteți găsi un limbaj comun, chiar și cu cei cu care sunt de obicei extrem de reticenți în contact, refuzând orice ofertă. Farmecul joacă un rol important aici. Mai târziu va începe o perioadă mai dificilă. Acest lucru se datorează în mare măsură faptului că fondul emoțional devine mai tensionat. Prin urmare, veți fi nervoși și anxioși. Vă veți pierde ușor echilibrul. Vă puteți certa cu oamenii cu care v-ați înțeles bine anterior, dar nu veți face greșeli grave și veți găsi cu siguranță o modalitate de a schimba situația în bine. Fecioară. Nu totul va merge așa cum v-ar plăcea, dar, în general, săptămâna va fi destul de reușită.
Puteți prelua treburi noi, inclusiv cele care par dificile, confuze, care necesită atenție. Reușiți să vă dați seama mult, să faceți față soluției sarcinilor pe care ceilalți nu le-au putut face. Deseori, unele conexiuni vechi se vor dovedi a fi utile, veți găsi ajutoare unde nu vă așteptați. La mijlocul săptămânii pot apărea câteva idei neobișnuite. Cel mai probabil vor fi legate de muncă sau de un alt domeniu al vieții care este important pentru voi. Nu vă fie frică să experimentați, încercați ceva nou. De multe ori veți avea noroc. Poate fi dificil să vă mențineți o dispoziție bună în ultimele zile ale săptămânii. Încercați să planificați pentru această dată lucruri care vă plac întotdeauna. Va fi util să vă amintiți de câteva hobby-uri vechi. Balanță. Săptămâna aceasta veți fi destul de nervoși. Ea poate prezenta niște surprize neplăcute. Evenimentele nu sunt excluse, din cauza cărora va trebui să vă schimbați planurile, să treceți de la lucruri obișnuite la ceva complet nou. Pregătiți-vă să învățați din mers. Uneori, mentorii voștri vor fi oameni pentru care anterior nu ați avut nici respect, nici simpatie. Relațiile se pot schimba semnificativ în bine. Sunt posibile călătorii, inclusiv cele neplanificate. Comunicarea cu persoanele care au sosit de departe nu este exclusă. Găsirea unui limbaj comun cu ele va fi mult mai ușoară decât ați putea crede. Sunt posibile oferte neobișnuite de cooperare. Unele balanțe își vor putea mări semnificativ veniturile. Ar trebui să vă planificați ceva plăcut la sfârșitul săptămânii. Emoțiile pozitive nu vă vor interfera. Scorpion. O săptămână foarte fructuoasă. Vă oferă șansa de a face față multor necazuri, de a rezolva probleme care vă îngrijorează atât în ultima vreme, cât și pe cei dragi. Va exista ocazia de a face față problemelor vechi, de a găsi răspunsuri la întrebări pe care le-ați meditat mult timp. Va fi claritate și certitudine în planurile pentru viitor. Vă veți simți mai încrezători și vă veți asuma cu entuziasm implementarea planurilor voastre. Multe lucruri vor fi chiar mai bune decât v-ați așteptat. Aceasta va fi o săptămână de bun augur pentru întâlniri de afaceri și personale, comunicare cu oameni cu care ați dori să faceți o impresie bună. Veți fi fermecători și aproape nimeni nu poate rămâne indiferent față de voi. Dragostea la prima vedere și începutul unei noi povești romantice nu este exclus. Săgetător. Este important să vă țineți sub control, să nu cedați provocărilor. Bunul simț și dorința de a lua decizii în mod independent, de a vă asuma responsabilitatea, vor fi foarte importante săptămâna aceasta. Din când în când veți primi sfaturi sensibile, dar acolo unde va fi vorba despre ceva cu adevărat important, vă puteți baza doar pe voi înșivă. Săptămâna poate fi destul de obositoare, vor fi mai multe lucruri de făcut decât de obicei. Vor fi destul de monotone, uneori vor fi plictisitoare. Ați vrea să faceți față tuturor mai repede, dar acest lucru este departe de a fi întotdeauna posibil. A doua jumătate a săptămânii va fi mai liniștită decât prima. Vă permite să faceți ceea ce vă interesează cu adevărat. Și oamenii cărora le pasă de părerile voastre vă vor susține multe dintre idei. Capricorn. Trebuie să acționați. Săptămâna aceasta veți avea succes și va fi fructuoasă, numai dacă nu vă așezați și așteptați ca altcineva să vă facă față problemelor. Este posibil să apară sarcini complet noi. Nu vor fi atât de dificile pe cât ar părea la început, dar le puteți rezolva doar pe cont propriu. Sfaturile vor fi cel mai probabil inutile. La începutul săptămânii sunt posibile mici dezacorduri și dispute, dar mai târziu toată lumea va recunoaște că aveți dreptate, vor înțelege. Ați observat ceva la care alții nu au acordat atenție. Datorită cunoștințelor și ideilor îndrăznețe, lucrările la proiectele care păreau aproape fără speranță vor fi finalizate cu succes. Ultimele zile ale săptămânii vor fi cu coincidențe reușite și întâlniri plăcute. Veți fi prietenoși în comunicare și generoși în momente romantice. Vărsător. Este important să nu fiți în nori, ci să priviți lucrurile cât mai realist posibil. De fapt, acest lucru va determina în mare măsură succesul vostru în această săptămână. Nu faceți prea mult, nu contați serios pe faptul că puteți schimba singur lumea în bine. Cel mai probabil veți avea nevoie de ajutor. Vestea bună este că probabil îl veți putea obține rapid. Orice ați face, fiți atenți la micile detalii. Sunt mult mai importante decât s-ar părea la început. Nu ascultați pe cei care vă îndeamnă să vă bazați pe noroc. Situația va necesita ceva cu totul diferit, o acțiune decisivă bine gândită. Este posibil să existe mai multe griji decât de obicei, dar veți avea totuși timp să comunicați cu cei dragi, să acordați atenție celor cărora le-a fost dor cu adevărat să vorbească cu voi.
pești. Săptămâna aceasta vă oferă șansa să schimbați ceva în viața voastră. Rețineți, chiar acum ar trebui să vă faceți griji cu privire la viitoarea voastră bunăstare, decât să vă faceți griji cu privire la succesul imediat. Acordați atenție proiectelor pe scară pe termen lung. Discutați planuri cu cei care, cel puțin teoretic, vă pot ajuta în implementarea lor. Sunt posibile unele probleme minore, neînțelegeri enervante, incidente care vă pot perturba planurile. Aici nu vorbim despre probleme grave, ci despre lucruri mărunte care nu ar trebui să vă strice starea de spirit, să vă oblige să vă abandonați planurile. Problemele de familie vor necesita mai multă atenție decât de obicei. Cei dragi vor avea nevoie de sprijin și îngrijire, iar deseori vă vor cere ajutor. Este posibil ca cineva să aibă nevoie de ajutorul vostru, încercați să nu refuzați. Pentru mulți dintre noi, săptămâna aceasta va fi o provocare, mai ales la început. Fie ca sfârșitul lunii octombrie să ne aducă fericire și să devină o perioadă a marilor victorii. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!